La Șansa și sunt membru al Consiliului Local Copiilor și Tinerilor. Adică, în ce privește decizia, primim decizia în cadrul Consiliului Local, în ce privește implicarea în proiecte și adică ce fel de proiecte ne alegem noi și pe care noi tindem și după care le rezolvăm, adică le implicăm în viață.